La serviciu, la școală, cumpărături sau la programările medicale poți ajunge sigur și rapid chiar și pe o ploaie abundentă cu mijlocul de transport în comun al societății LocTrans. O spun persoanele pe care le-am întâlnit în această dimineață în autobuz. De ce ai ales să mergi astăzi cu autobuzul? Deoarece vin de la antrenament și este mult mai ușor decât să plătim la taxi o anumită sumă de bani decât noi suntem elevi și putem să ne luăm abonament. Și este mult mai bine. Cât de des mergi cu autobuzul? Foarte des, deoarece mă duc și la școală și la antrenament, mă întorc de la școală și de la antrenament. De obicei merg cu transportul în comun, pentru că, în primul rând, este ne-a oferit abonament gratuit pentru cei pensionari. Și este foarte bine. De ce nu ați ales, de exemplu, taxiul, având în vedere că e această vreme? Din cauza că trebuie niște bani în plus. Și întreg gratuit și în plus. Mergeți zilnic cu acest mijloc de transport? Sumativ. Despre condițiile oferite ne puteți spune ceva? Da, eu zic că sunt destul de bune, da. Întârzieri sunt? Să știți că nu prea. Nu prea vă vin destul de bine. De ce ați ales să mergeți cu acest mijloc de transport de astăzi? Pentru că plouă și este mai ieftin. Avem de mers până sus în oraș. Zilnic cu autobuzul? Zilnic, dar când trebuie, îl iau. Aveți abonament sau bilet? Bilet. De ce ai ales autobuzul? Pentru că e mai rapid și nu trebuie să plătesc la taxi mai mult bani. Ajunge la timp autobuzul? Da. La Clococeu. Am o casă acolo, mă duc să bag varza. Și altceva, nimic. De ce ați ales autobuzul astăzi? Păi trebuia neapărat, am și un cățel acolo și trebuie să îi dau să mănânce. Deci mă de exemplu cu taxiul? E prea scump. Și suntem pensionari și avem transportul gratuit. Despre condițiile oferite? Bune, bune. Și controlorii și șoferii cum se cade, totul bine. Ajunge la timp? Da, ajunge și la timp și e bine. Să înțeleg că este mult mai ieftin decât cu un taxi. Bineînțeles, păi taxiul, dacă mă duc acolo, m-ar costa 15 lei. Așa, pe gratis. De ce ai ales să mergi cu autobuzul? Pentru că plouă și venind la antrenament. Cât de des mergi cu mijlocul de transport? Aproape mereu. Pentru că vin de la antrenamente și mai mă duc și la școală cu autobuzul. Sunt întârzieri? Nu, niciodată. N-am avut altă posibilitate. N-am avut mașina cu soțul la serviciu și asta a fost. Un taxi ar fi fost mai scump? Mai scump, sigur. Ajunge la timp autobuzul? Da, merge foarte bine. Suntem mulțumiți că e ăsta în circulație, că altfel noi pensionarii ce-am face? E foarte greu. Bine că nu venim în fiecare zi. Nu se știe dacă viu odată pe săptămână, nu e sigur. Nu. Beneficiați de gratuitate? Da, păi am lucrat. Ajunge la timp? De mamă, cum fu astăzi, veni bine cum fu timpul ăsta, veni bine, nu. Sunt mulțumită, eu sunt mulțumită. Ei, dimineața când se duc copiii la școală, știți dumneavoastră, mai aglomerat, dar încolo mie îmi convine, îmi place. LocTrans deține 14 autobuze și pune la dispoziția călătorilor 18 rute. Zilnic, societatea înregistrează între 10.000 și 11.000 de călătorii.